Problemele de geometrie, fracțiile sau radicalii nu i-au pus deloc în dificultate pe elevii de clasa a 8-a care au susținut astăzi simularea la matematică. Peste 2300 de elevi giurgiuveni au fost așteptați la testarea care are ca scop familiarizarea acestora cu rigorile unei evaluări naționale. Printre cerințele de pe foaia de examen s-au aflat rezolvarea unui exercițiu cu puteri, o fracție radicală, dar și mai multe probleme de geometrie. Elevii au avut de trecut o nouă rundă de emoții pentru că au susținut proba la matematică din cadrul simulărilor pentru evaluarea națională. Chiar dacă rezultatele pe care le vor obține nu vor conta prea mult la situația lor școlară, elevii spun că s-au străduit să rezolve cerințele cât mai bine. Cum ți s-au părut subiectele? Ușoare, accesibile. Ce ați avut de fapt? La geometrie o problemă în plan și în spațiu, și în spațiu, adică e ca un test la școală, nu e cu nimic mai greu, mai complicat. Subiectele au fost ușoare, am mai trecut prin acest gen de probleme, am mai lucrat și în clasă, a fost foarte ușor. Ce notă crezi că vei obține? 8 sau 9. A fost așa și așa. S-au părut grele? Te-ai mai întâlnit cu ele? Mi s-au părut la partea a treia puțin mai grele, în rest au fost ușoare. Simulările au fost organizate în tocmai ca examenul de la vară. Elevii au stat câte unul în bancă, au avut doi supraveghetori în sală, coli speciale de examen pe care și-au trecut numele și au fost monitorizați cu ajutorul camerelor de supraveghere, care au fost activate pe parcursul celor 2 ore, cât au susținut testarea. Afișarea rezultatelor este programată pentru data de 7 martie, iar examenul propriu-zis de evaluare națională începe anul acesta pe 23 iunie, cu proba de limba și literatura română.